Explicați-ne pe scurt ce este botoxul și cum funcționează ca terapie pentru corectarea ridurilor. În fapt, Botox Corect este un produs comercial cu toxină botulinică. Acest produs este omologat pe piețele din Statele Unite, Australia și o parte din Europa de Vest. În fapt, botoxul nu este generic. Generic este toxina botulinică. În România există mai multe tipuri de toxină botulinică, unele omologate, cum este Vistabelul, cum este Disportul, și unele mai puțin omologate sau chiar deloc. Deci pe piața neagră a toxinelor există inclusiv toxine chinezești, nemțești și așa mai departe. Din acest motiv, spunem Botox generic, cum spunem Adidas în loc de pantofi de sport, cum spunem Xerox în loc de copiatoare. Însă, numele este atât de cunoscut încât a înlocuit substanța în sine. În Statele Unite, anul trecut, au fost peste 6 milioane de injectări. Or fi americanii mulți, dar 6 milioane este o cifră enormă și de aceea este extrem de popular. În fapt, toxina botulinică este o substanță care se administrează subcutanat pentru a relaxa pielea de deasupra zonei de injectare. Deci ea nu este o substanță de paralizare, nu este o substanță de înghețare în ceea ce privește pielea. Ea are aplicații în alte domenii în care puterea e mai mare, dată de concentrația mai mare, cum este în neurologie, în oftalmologie, dar în medicina estetică se folosește strict ca relaxant. Deci dacă am o zonă cu riduri de hiperkinetism, de exemplu mă încrunt foarte puternic, mijesc foarte mult din ochi, zâmbesc foarte larg și aplic puțină toxină botulinică, de exemplu între sprâncene, zona se va relaxa, încruntătura se va diminua și ca atare vor dispare și ridurile de însoțire. De aceea oamenilor trebuie să le fie foarte clar că ea nu reprezintă o substanță de umplere. Ea nu poate fi administrată în buze, în șanțuri, în zone în care dorim volum. Acela este locul acidului hialuronic sau a altor substanțe de umplere. Ce se întâmplă cu această toxină botulinică în timp? Se absorbe, se consumă? Ce se întâmplă mai exact cu ea? Și în cât timp se întâmplă? În momentul în care facem un tratament cu toxină botulinică, botox sau orice alt produs, cum vrem să-l numim, substanța respectivă intră în acțiune pe placa motorie între 3 și 7 până la 10 zile. Deci ea nu are un efect instantaneu. Efectul ei maxim este la 3 săptămâni de la momentul administrării și de regulă se păstrează pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni. După 3-4 luni ea practic începe să se consume, dar rămâne acolo o zonă de relaxare. Deci avem o fereastră între momentul în care substanța a început să dispară, dar efectul se mai păstrează pentru că reflexele puternice, cum ar fi cel de încruntare, sunt încă diminuate. De aceea, administrarea ei la tratamentele următoare îi poate prelungi efectul ca număr de luni. Deci putem avea norocul să avem efect inclusiv între 9 și 12 luni, așa cum putem avea ghinionul să o consumăm la 3 luni. Există vreun risc în acest tratament? Evident, în orice terapie medicală, fie ea și dermatocosmetică, există niște riscuri. Riscurile sunt atât ale zonei, de exemplu, există persoane care se adresează unor medici sau unor clinici necorespunzătoare. Deci, în momentul în care este greșit administrată, ne putem trezi că fix viza cosmetică, deci îndepărtarea ridurilor și obținerea unui aspect plăcut, nu este cea obținută. În al doilea rând, riscurile pot fi date de persoana în sine, în sensul că nu toată lumea are o dispoziție musculară exact ca în cărțile de anatomie și ne putem trezi cu mici diferențe sau cu mici probleme. Partea bună este că această substanță, odată îndepărtată la 3 săptămâni de la producerea ei, orice posibil efect negativ dispare.
Deci, în general, cea mai bună cale pentru a ne feri de riscuri este să ne prezentăm într-un cadru acreditat și în momentul în care ni se pare ceva, nu neapărat că există ceva neplăcut, să ne putem prezenta înapoi la medic. În acel moment, medicul va evalua situația și, dacă este cazul, va considera și metodele de corecție ale tratamentului respectiv. Care ar fi cele mai frecvente întrebări pe care vi le pun pacientele care apelează la Botox? Despre Botox se poate vorbi luni în șir, ca să zic așa, pentru că, deși numai eu fac astfel de tratamente de peste 12 ani, încă mai aud întrebări stupide pe care le auzeam acum 12 ani. De exemplu, e adevărat că îmi cade fața? Este adevărat că o să-mi înghețe fruntea? Este adevărat că dacă nu mai fac o să devin dependentă? Nu au nicio legătură cu realitatea și oamenii inventează mituri despre lucrurile pe care nu le cunosc când e ajuns de bine. Nu numai că botoxul administrat pe o zonă nu produce daune, dar această relaxare ne va feri de riduri suplimentare. Deci nu e nimic mai bun decât o zonă care îmbătrânește în acord cu restul pielii. Pentru că el nu se administrează peste tot, ci numai pe locurile hiperkinetice. În locurile respective, ridurile vor săpa dacă nu administrăm botox. Și atunci, în momentul în care o să văd o persoană foarte încruntată, nu o să-mi închipui că e bătrână, o să-mi închipui că este o persoană răutăcioasă. În momentul în care o să văd o persoană cu gura în jos, nu o să-mi închipui că este o persoană în vârstă. Deci oamenii înțeleg greșit botoxul ca un tratament antivârstă, antitimp, antiani. El este un tratament de menținere, de menținere a naturalului, de menținere a trăsăturilor frumoase din tinerețe și de prevenire a degradării cutanate. De aceea, momentul optim de administrare este în momentul în care ridul se vede în repaus. Deci faptul că o fată tânără zâmbește și are două linii la laba gâștii nu o face să pară de 40 de ani. Așa cum o femeie de 40 de ani care are botox și nu are nicio linie pe laba gâștii nu pare de 20. Scopul lor este să mențină natura, să mențină un aspect relaxat și proaspăt și pentru asta au fost create. Toate erorile și ororile pe care le-am văzut la televizor și prin reviste s-au datorat fie greșelilor, fie exagerărilor, fie unor tratamente nepotrivit alese. Și de aceea insist, faceți astfel de tratamente la medic.